Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Noutățile continuă să vină din fața frumosului actor Halil Brahim Ceyhan. O ofertă uriașă a venit celebrului actor Halil Brahim Ceyhan. Întâi s-a cerut să participe ca actor invitat la un serial care va fi difuzat pe celebrul canal spaniol Antena 3. De fapt, el a fost printre oamenii pe care publicul dorea să le vadă ca protagonist. Dar mai târziu, după un acord cu Iker Calel, lui Halil Brahim Ceyhan i s-a oferit să joace un rol dintr-o singură piesă. Se presupune că producătorul serialului, care va fi difuzat pe platforme digitale, vrea să-l interpreteze pe Halil Brahim Ceyhan într-un alt proiect. Acum i-a oferit acest rol pentru a cunoaște reacția publicului. Serialul spaniol, al cărui nume înseamnă Pasiune turcească, cu anticariatul Iaman, va spune povestea de dragoste pasionată a Oliviei, profesoară de arte plastice și cercetătoare în istoria artei. Calel va împărți rolul principal al serialului cu vedeta spaniolă în vârstă de 37 de ani, Magce Chivantos. Regizat de Iñaki Penafiel, serialul va fi difuzat pe rețeaua spaniolă Antena 3 sub numele La Pasión Turca. Serialul va consta dintr-un total de 6 episoade. Pasiunea turcă va fi difuzată în principal în țările europene și americane. Este de așteptat ca în viitor să întâlnească publicul altor țări prin intermediul platformelor digitale. Filmările serialului vor începe luna viitoare la Istanbul și vor continua la Madrid. Filmările vor dura 2,5 luni. Data difuzării serialului nu este încă cunoscută. Calel, care a fost la Madrid pentru filmările serialului, a distribuit pe contul său de socializare fotografia sa făcută pe străzile din Madrid cu mențiunea „Subicul a apărut din nou”. Dacă Halil Brahim Ceyhan va juca în acest serial, va juca rolul fratelui decedat al lui Iker Calel. Ar fi grozav să-l vedem pe alte ecrane în afară de seria Emanet. Fanii celebrului actor doresc să-l vadă pe Halil Brahim Ceyhan în proiecte complet diferite. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! Pa!